Polițiștii locali din cadrul Serviciului Patrulare și Control Spațiu Public au acționat în această săptămână pe mijloacele de transport în comun pentru prevenirea furturilor din buzunare, depistarea persoanelor care nu respectă normele de conviețuire socială în mijloacele de transport în comun, distrug echipamentele, consumă băuturi alcoolice sau apelează la mila publică. În cadrul acestei acțiuni, în timp ce se aflau în tramvaiul 6, polițiștii locali au observat un bărbat care avea un comportament suspect, fiind agitat, motiv pentru care s-a trecut la legitimarea acestuia. Polițiștii locali au constat că bărbatul are 33 de ani și are domiciliul în Timișoara. La efectuarea controlului corporal, asupra acestuia au fost găsite două plicuri cu substanțe vegetale susceptibile a face parte din categoria celor interzise. Bărbatul a declarat că este dependent de aceste substanțe, care îl calmează când le consumă. Cel în cauză a fost condus la sediul Direcției Generale a Poliției Locale Timișoara în vederea întocmirii documentației de înaintare a cazului către polițiștii din cadrul Brigăzii pentru Combaterea Criminalității Organizate Timișoara pentru continuarea cercetărilor conform legislației legislației privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri. Tot în cadrul acțiunilor din această săptămână, pe mijloacele de transport în comun, mai multe persoane din categoria celor fără adăpost au fost transportate la centrul de pe strada Telegrafului.